Romero, care crezi că este rolul femeii în cinematografia românească? E o inspirație din toate punctele de vedere și cred că e o ancoră în tot ce înseamnă cinematografie, din toate punctele de vedere. Cât crezi că este de important ca un artist să-și folosească vocea în problematici sociale? Aici e discutabil, aș putea spune că depinde și cât de bine ești informat, că doar să ai gura, știi, sau vocea tare nu e suficient. Contează să-ți și asumi și chiar dacă ți-asumi uneori poți să faci mai mult rău decât bine. Așa că eu cred foarte mult în echilibru. Ce actriță iconică te-a inspirat atunci când joci sau te-a inspirat când te-ai apucat să joci? Meseria de actriță a venit cumva așa peste mine, adică nu neapărat mi-am dorit să devin actriță, dar cumva prin rolurile pe care le-am primit și proiectele pe care le-am făcut și regizorii cu care m-am întâlnit, colegii și așa mai departe, m-au inspirat, fiecare în parte m-a inspirat într-un fel sau altul. În general mă conectez foarte bine la colegul de scenă și dacă sunt singură, caut foarte adânc personajul acolo unde trebuie, adică nu rămân la prima mână, așa cred eu.